cum l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu? Păi Așa într-un e... mod mai profund, uh -huh. dincolo de momentul pe care l-ai povestit, atunci când a decedat tatăl tău. Totul a pornit de la curățenie. <laughs> am cântat, am uh, făcut modeling și, uh, pot să zic că a fost o perioadă foarte frumoasă, pentru că călătoream foarte mult, uh, mergeam, cântam în diverse orașe și uh, Eram o prietenă cu colegele mele de trupă și ne simțeam foarte bine împreună. Scleroză laterală biotrofică se topesc mușchii, practic, uh, iar ultimul mușchi care se topește este mușchiul inimii, și atunci, na, mori. Dar de ce La ce vârstă? La 50. La 50 de ani a decedat uh -huh. și la 45 uh -huh. s-a îmbolnăvit. Uh -huh. Și așa dintr-o dată? Uh, da, un CD de muzică etno. Și uh, l-am lansat în Mamaia, în Constanța. A, ah, și aici în uh, Plața, da, da, da. În București, în mol Plața a fost lansare. Hai să fac curat duminica și m-am apucat să fac curat fără duminica. fără să cercetez Biblie. Fără, fără să citesc, fără să analizez lucrurile, după care vorbesc cu mama. Și mama îmi spunea, oh, cum să faci curat duminica? Mare păcat, cum, tu nu te gândești ce faci? Și atunci am zis, că ei, da, atunci nu mai fac nici sâmbăta, nici duminica, fac vinerea. și apoi m-am apucat să fac curat vineri seara când veneam de la muncă. Și apoi îmi spune Adelina, auzi, dar tu știi că sabatul începe de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la apus. Deci, de nici vinerea faci? nu o să faci de curățenie. Fapt, mesajul era mă gata cu curățenia. Nu? Ce ți-a dat Dumnezeu ție așa, în mod special? Nu cred că mi-a dat uh... Nimic în plus. Ceea ce îmi place mie foarte mult este că îmi răspunde foarte repede la rugăciuni. Cum vezi tu viața de biserică? Ah, Grea întrebare! Fie... <laughs> mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni. Suntem aici la masa autentic, ca de fiecare dată încântat să putem să descoperim o nouă poveste de viață. Sunt coste și ori de câte ori vă sunt aproape, emoțiile îmi sunt aici în gât, chiar dacă dumneavoastră nu le vedeți, pentru că cu toate că au trecut câteva episoade bune, cu toate acestea, orice se întâmplă aici la autentic este cu adevărat real și plin de um, emoție, de voie bună, de zâmbet, dar în același timp și de mult, mult suflet. Sper ca episodul acesta să fie cu adevărat relevant pentru fiecare dintre noi, aceia care îl urmărim, aceia care îl distribuim, aceia care comentăm, aceia care facem parte în fond din comunitatea autentic. Îți mulțumesc pentru că aleți să faci gesturile acestea pe care le-am amintit mai devreme și dacă nu le-ai făcut până acum, te invit cu toată sinceritatea să o poți face în momentele acestea. Am alături de mine o persoană pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă în diferite ipostaze și cred că prietenia care ne-a legat de atunci familiile noastre a rămas peste timp astfel încât în ocazia asta putem să discutăm deschis despre ceea ce a făcut Dumnezeu mai ales pentru ea. Bun venit la Autentic, Bianca Rusu. Mulțumesc! Bine te-am găsit! Ce faci, Bianca? Puțin obosită. Dar... După o zi de muncă așa se întâmplă, nu? Da. Și voi continua munca, apoi... Adevărat! dar sunt bine. Continui munca pentru că noi înregistrăm într-o zi din cursul săptămânii trebuie să vă amintim lucrul acesta chiar dacă dumneavoastră vedeți live pe YouTube într-o zi de într-o seară de vineri, noi înregistrăm în cursul săptămânii, este o zi de miercuri astăzi, e adevărat, da. de aceea ai muncit, faci o pauză să vorbim puțin despre tine și apoi te reîntorci. Exact. Sper ca timpul ăsta pe care îl petrecem aici să ne revigoreze și mai mult decât orice să ne ajute să înțelegem cum spuneam și în introducere, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dar mai ales pentru tine. Da. Exact. Bianca, pentru a afla câteva lucruri despre cine ești tu, am să te rog, eu am să dau și drumul unui cronometru, să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știm despre Bianca Rusu în 20 de secunde. Start! Uh, sunt Bianca, am 30 de ani, îmi place foarte mult să râd, să mă simt bine. Sunt o fire perseverentă și ce să mai zic, optimistă. Ok, bun, uite, mai aveai două secunde, poți să mai găsești ceva de să ne spui despre tine. ne spus că ești o fire optimistă și îți place să râzi. De ce zici lucrurile astea despre tine? Sau ce te face să spui asta așa în caracterizarea ta? În sensul că nu renunț din prima la fiecare obstacol pe care îl întâlnesc, nu, și atunci sunt optimistă și încerc până reușesc și până aflu eu ce îmi doresc să aflu. Și îmi place să râd, da, îmi place foarte mult să ca în timpul liber, să nu știu, ne întâlnim cu prietenii, să râdem, să discutăm, să ne simțim bine. Ești o fire sociabilă? Da. Ai fost întotdeauna așa? Da, am fost. Uh -huh. Și în copilărie, și în adolescență. Da, da, da. Măi, asta e. Foarte bine că ai reușit să-ți păstrezi tonusul ăsta. Ești căsătorită cu Adelin de câți ani? De șase ani. Șase ani deja. Mm -hmm. Ma, ai, ce Dar suntem timp. împreună de 11. Oh, oh, oh. Acum da. <laughs> puteți să vedem, așa, <laughs> în ansamblu, toate lucrurile astea. Foarte fain. Cum v-ați cunoscut voi? Ne-am cunoscut la primul meu job. Am lucrat uh, prima dată pe vânzări pentru o agenție imobiliară și el era șeful meu. <laughs> <laughs> am o acolo... idilă la locul de muncă, așa, da, exact. o relație de prietenie. Am lucrat acolo undeva la un an jumate, cam așa, și apoi... Uh... Dar n-ați avut o legătură unul cu altul în perioada în care o, ați a, a, lucrat? Da, la câteva luni după ce ne-am cunoscut uh, am început să ieșim, să vorbim doar că na normal nu știa nimeni de relația noastră. Apoi eu uh, mi-am schimbat jobul uh, pe partea de contabilitate, am mers mai departe, dar toi uh, Diferența de vârstă. de vârstă dintre voi este destul de mică 4 ani uh -huh. Să nu creadă cineva că șeful acesta Era <laughs> da. <laughs> O distanță foarte mare de ca vârstă nu? E uh -huh. frumos Frumoasă relația voastră Care s-a concretizat cu un După 5 ani de uh -huh. uh, Momente din astea de prietenie Și de uh -huh. apropiere unii de alții Cum ți-a fost copilăria, Bianca? Păi ce pot să zic, a fost și frumoasă și grea, acum na, depinde de anumite momente. Unde dar... a fost, aici în București? Da, 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 eu m-am născut în București, am copilărit în Crângaș uh, și apoi uh, ne-am mutat la o stație de Crângaș, deci pe Grivița, uh, dar uh, cam asta a fost toată copilăria mea la o stație de crângași și în crângaș. okay. Ai spus că a fost o copilărie grea, de ce zici asta? Nu neapărat, la un moment dat au fost și perioade grele, da, în momentul în care tatăl meu s-a îmbolnăvit. Și da, a fost o perioadă grea pentru mine, pentru familia noastră, pentru că el a avut o boală foarte grea, n-a mai putut să rămână aici împreună cu noi, a trebuit să meargă la părinții lui la țară pentru că nu avea cine să îl îngrijească aici și atunci, na, a fost mai dificil și Ce perioada asta tu? cât el s-a chinuit foarte tare. Eram în clasa 8 deci vreo 14 ani. Atunci când a aflat de boala da, asta? Da, și când el a plecat. Când el s-a mutat cu... acasă la părinții lui? Sau uh -huh. undeva la țară? Exact. Ce boală a avut dumneavoastră? SLA, scleroză laterală biotrofică se topesc mușchii practic, uh, iar ultimul mușchi care se topește este mușchiul inimii și atunci na, mori. Și de lui nu mai putea să-și controleze membrele? Mai... Da, la început uh, na, mâna stângă nu putea să și-o mai folosească, apoi dreapta, apoi picioarele și ușor, ușor. Ce a da. pentru tine ruperea asta de tata? La început uh, nu prea îmi dădeam seama Na, cât de greu este sau ce se întâmplă, nu eram conștientă de lucrurile astea, ci pe parcurs mi-am dat seama în momentul în care na, să zic așa, l-am văzut cât se chinuie, dar na, pot să zic că m-am maturizat foarte tare pe experiența asta. Um, dumnealui ce vârstă avea atunci când am vorbit? Uh, 50? Deci de, destul de nu? Nu, 40 și ceva. Wow. A stat undeva cam la 5 ani la pat. Deci. Da. Și a decedat la, la ce vârstă? La 50. La 50 de ani a decedat uh -huh. și la 45 uh -huh. s-a îmbolnăvit. Uh -huh. Și așa dintr-o dată? Uh, da, ideea e că la început, uh, cum s-a manifestat, uh, i i-a amorțeau mâinile. Uh, probabil au mai fost și alte semne, dar probabil pe care nu le-a luat în calcul. Noi credeam că e. Cu totuși cu totul altceva, ceva legat de reumatism sau pentru că, mai exact, nici medicii nu se gândeau la asta, i s-au făcut tot felul de analize până să ajungem la diagnosticul ăsta și toate ieșeau bine, culmea. Și nimeni nu înțelegea ce are. A avut pe cineva în familie la un moment dat? Din ce știm, noi nu. Poate, nu, au fost mai îndepărtate, cazuri mai îndepărtate și noi nu știm. Avea vreun un viciu, ce ar fi putut nu, să declanșeze? Nu, viciu chiar nu nu avea. Era foarte cuminte, să zic așa. Nu, n-a avut niciun viciu. stresul poate sau da, dacă a fost cineva în familie, se poate moșteni. Ce a pentru tine? Moartea tatălui tău la o vârstă atât de tânără a dumnealui, dar în același timp și tu erai aveai 19 ani? 18, după 18 da. Ani. da. Mm -hmm. Ce a semnat pentru tine moartea unui dintre părinți la o vârstă ca asta? Sincer, a fost greu, da. A murit chiar înainte că eu să dau bacul, Uh, și a fost o perioadă mai grea, dar m-am uh, maturizat foarte mult și așa pot să zic că am început să vorbesc cât mai mult cu Dumnezeu și să-i spun ceea ce mă doare și să mă rog mai mult și să mă apropii în felul ăsta. Dar de... știai cumva de Dumnezeu din alt context sau pur și simplu ai simțit că uh, Dumnezeu ar trebui să fie acolo? Din familie. Eu am crescut în biserica ortodoxă Uh, și uh, atât uh, mama, tata uh, și bunica care m-a crescut uh, M-a învățat despre Dumnezeu Bunica din partea mamei Exact, bunica din partea mamei Ea m-a crescut și a avut grijă de mine uh, Și ea mergea foarte des la biserică Mă lua și pe mine de fiecare dată În fiecare dimineață când mă trezeam, îmi dădea anafură, ca așa se spune, cu o ageasmă, și ne rugam împreună, la fel în fiecare seară. Uh, și mereu îmi spunea că dacă eu aș ști, bunica mea n-a făcut decât patru clase, deci nu știa să scrie, să citească. Se și... descurca, așa decât de da. da, foarte puțin. Și mereu îmi spunea că dacă eu aș ști ce scrie în uh, Biblie, uh, aș fi mântuită. Mm, pot și interesant. pot să zic că m-a făcut așa cumva să fiu curioasă să văd ce scrie acolo. Aveați Biblie în casă? Uh, nu aveam Biblie în casă. Ea a avut grijă de o vecină a noastră, care tot așa s-a îmbolnăvi și a trebuit să stea foarte mult uh, timp la pat și bunica mea a avut grijă de ea și uh, când a murit uh, vecina aceea, fica vecinei uh, a întrebat-o pe bunica mea ce și-ar dori foarte mult din casă să spună că îi dă. Și vecina avea o Biblie și bunica a vrut Biblia. Ce tare! <laughs> da. Deși și nu știa să citească și a dorit să aibă și ea Biblia Dumnei. Exact. Și uh, chiar îmi spune mie să mă apuc să o citesc și să-i povestesc și ei ceea ce scrie acolo. Și am avut o perioadă în liceu, uh, m-am apucat să citesc Geneza, dar uh, nu am terminat-o și Biblia a rămas la mine. A, ai preluat-o tu? Da, bunica da, da. între timp a decedat? Da. Cam la doi ani după ce a murit tatăl meu. Mm. Cam așa. Recent. Mm -hmm. Și uh, momentel, momentul ăla al uh, bolii uh, momentul în care tata era bolnav și apoi uh, când el a murit te-a apropiat cumva de Dumnezeu, te-a îndreptat spre Dumnezeu, ai început să-L cauți pe Dumnezeu mai mult, să te rogi, să înțelegi de ce se întâmplă tocmai ție toate astea? Uh, nu, n-am cerut uh, explicația asta, sincer, de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta. Nu, chiar n-am cerut explicația asta, ci doar... Uh, Na, mă rugam uh, cumva ca să-i aline durerile sau uh, nu știu, să ne ajute să trecem peste toată perioada asta cu bine că, na. Mai e frate sau suror tu? Nu, sunt Ești singură. singură. Uh -huh. Ce a pentru mama ta, pentru familia voastră, toată povestea asta? Atunci, îți mai amintești cum au fost reacțiile acasă? Oh, și ei, a fost destul de greu, atât Era o femeie tânără atunci. Da, 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 personal cât și din punct de vedere, să zic, financiar că a trebuit să susțină cu totul familia, familia casa. exact, mai ales că și bunica stătea cu noi bunica, adică mama mamei mele, tot în grija noastră era și atunci, na, cam toată partea asta financiară a căzut pe ea și, și atunci, și... da, ea s-a axat foarte mult pe muncă ca să nu simțim, să zic, lipsa asta. E emoționant așa și dureros, e, dureroasă perioadă din, viața ta. Dacă ar fi să te uiți puțin înapoi atunci, e ceva ce ai făcut altfel? Dacă, ai avea, a, dacă ai, atunci ai fi avut mintea de acum și cunoștințele de acum, ai făcut altceva în raport cu tatăl tău? Uh, cu tatăl meu, da, poate relația pe care am avut-o să zic că mi-aș fi dorit să fie una mai apropiată să discutăm mai mult, dar nici nu era genul ăsta foarte sociabil. În schimb, era o persoană foarte blândă și făcea să zic așa, nu, nu refuza niciodată nimic ca tu să te simți bine. Dar poate aici aș vrea. Să mai schimb ceva, dacă aș putea, uh -huh. partea asta de relație între mine și el. În schimb, nu, nu cred că aș putea să mai schimb ceva. Um, e ceva acolo în sufletul tău, în raport cu dumnealui, care, nu știu, pe care tu l-ai făcut și n-ai apucat să-i ceri iertare de la dânsul? Um, da, sunt lucruri, clar, sunt lucruri. Asta pentru că în adolescența ta ai fost o fată mai rebelă așa sau nu neapărat din perspectiva Nu, nu, asta? nu, nu, nu neapărat, nu. N-am fost rebelă. Nu? Ai fost o fată cu minte? Da. Cuminte, cuminte? Cu minte, cu minte? Cu minte, cu minte. Acum <laughs> nu știu ce înseamnă cu minte, cu minte, dar cu minte, zic eu. Când vorbești despre adolescența ta, cum o caracterizezi așa, dincolo de cumințenia asta pe care ai ținut să o accentuezi? Cum îți aduci aminte de perioada asta de adolescență? Ce provocări au fost atunci cărora a trebuit să le faci tu față? Păi, na, pe lângă uh, greutățile astea, să zic așa, pe care le-am avut în familie, au fost și lucruri foarte faine. Uh, înainte am cântat, am uh, făcut modeling. Și pot să zic că a fost o perioadă foarte frumoasă pentru că călătoream foarte mult, mergeam, cântam în diverse orașe și uh, eram o prietenă cu colegele mele de trupă și ne simțeam foarte bine împreună. Deci, tu, tu ai și puțin din tiparele astea unui adolescent clasic, așa, mers la școală prieteni, la școală da, prieteni da, da. și așa. Uh, când vorbești de trupă, vorbești de o trupă. Așa, toată regula. Da, 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 true. Ok, dance sau ce cântați? Uh, da, la început am cântat muzică etno, iar apoi muzică pop, dance. Da. Comercială din exact, asta, care da, era în perioada da. respectivă. Ok, și cum, povestește-ne puțin, că m-ai făcut curios, cum uh, a apărut uh, ideea asta? Uh, mama mea m-a înscris la o școală de muzică când aveam eu șapte ani, cam așa. Apoi acolo am fost acceptată și am cântat prima dată în grupul vocal Miracol. Și peste câțiva ani, profesoara noastră de muzică a ales trei fete care să cânte într-o trupă, să o promoveze și să meargă mai departe cu trupa asta la diverse spectacole, diverse festivaluri de muzică și așa mai departe. Și Cam de la 8-9 ani, cred că 9 ani, da, am avut trupa aceasta până la 18 ani. Aceleași, cu aceleași colegi? Cu de aceleași drob. colegi, da, exact. Și uh, erați așa în lumina reflectoarelor, mergeați pe scenă, cântați, erați invitate la concerte, <cute> ați fost și la emisiuni televizate. Da, 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 exact. Am fost și la câteva emisiuni, dar și la spectacole, de zilele orașelor, depinde. Și ce a pentru voi? Chiar pentru... și aici, în București, și la da? Unirii, era strău. Și nu era așa o mică vedetă? Era o mică vedetă. <laughs> nu foarte cunoscută la momentul ăla. Am început noi să avem mai multe spectacole acum, când am crescut undeva pe la 15-16 ani, pentru că ne-am găsit un uh, compozitor sau un manager, de fapt, uh, mai cunoscut uh, și cu care am reușit să uh, facem noi piese și să avem noi spectacole mult mai multe săptămânale chiar și de unde să și câștigăm ceva. A, ați avut și contracte de genul ăsta? Da, da, da. Le ai câștigat da. din showbiz da. până la urmă. Nu sunt foarte mari. În <laughs> nu o foarte mari, dar e pentru vremea aceea era perfect pentru noi. Uh, și ce înseamnă asta? Cum ai gestionat? Știau colegii tăi de la, de la liceu, da, de da, da. toate lucrurile astea. De, de fiecare faptul... dată, când aveam balul la liceu sau ziua liceului, cântam cu trupa. Uh, și fetele, colegele, ai mai avut câte colegi? De Încă trup. două. Încă două. Uh -huh. Și aveați și dansatoare și... Nu, nu, trup, nu. Sau doar nu. voi Doar faceați. noi, noi dansam, noi cântam. Apoi aveați coreografie exact, și tot ce ați exact, însemnat da. lucrul ăsta. Uh -huh. Bun, și apoi prietenii, colegii, cum reacționau când venea vorba de da, întâlnirea cu, cu voi, cu tine, la liceu? Nu, erau foarte ok, nu pot să zic că... Uh, Ai mamă... dat autografe? Da, cum să nu? Ai dat și autografe? Da. Ați avut și un CD, ceva? Da, chiar am lansat și un CD, nu mai știu exact uh, în ce an, un CD, un CD de muzică etno. Și uh, l-am lansat în Mamaia, în Constanța. A, ah, și aici în uh, Plața, da, 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 în București, în Mol Plața a fost lansarea. Nu, oh, păi să nu pleci de aici până nu-mi dai și mie a, un, a, un autograf. Dar... foarte foarte tare asta. Uh, uitându-te în urmă, uh, nu știu cum evaluezi tu experiența asta și Mai îmi place foarte mult. Îmi place că na, am avut totuși o copilărie o să zic așa, am fost ocupată, n-am avut timp, foarte mult timp liber, adică tot timpul mergeam fie la repetiții, fie învățam sau scriam, adică nu eram genul ăla de copil care după ore să-și permite să iasă afară la joacă, nu, toată săptămâna o aveam plină, fie dansuri, fie muzică și așa mai departe. Și, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Plăcut să fii așa Te ajută oarecum să fii mult mai organizat și da. activă. Mm -hmm. De ce s-a destrămat trupa? Sau cum cum a spus punctul? Au fost la un moment dat niște neînțelegeri. Găsisem un sponsor prin una dintre colegele noastre de tupe. Au fost niște neînțelegeri și. Financiare mai degrabă. Da, pe partea asta mai degrabă. Financiare și am căzut de comun acord să ne despărțim și fiecare să meargă pe drumul ei. Și ai mers și solistă o vreme sau? Nu, nu. Uh, N-am mai continuat de atunci cu muzica. Am vrut să merg pe partea asta, apoi imediat pe partea cu modelingul. Asta a fost pasiunea mea de când eram eu mică. Uh, muzica nu mi-am dorit. Uh, pot să zic așa, cu tot sufletul să fac muzică. Mama mea și-a dorit mai mult lucrul ăsta. Uh, și apoi am reluat uh, -ul, tot ul Să înțeleg că ai avut o perioadă de modeling pe care uh -huh. ai dedicat mai mult timp muzicii, muzicii. și apoi te-ai reîntors. Te exact, da. Și... Uh, Mătușa mea m-a ajutat atunci să mă înscriu la o agenție de modeling și apoi n-am urmat niște cursuri, după care am semnat contracte de prezentare. Și cum e lumea asta? Că uite, vii dintr-o lume pe care, la care noi prea avem acces. Cum era acolo? Nu știu, erau anumite interese care contravin unor principii sănătoase sau lucrurile sunt oarecum normale și mm. decurc ca un oricare alt loc de muncă. Acum depinde de nivelul la care ajuns, să zic așa. Eu n-am ajuns la un nivel foarte înalt încât să contravină anumitor principii. Poate dacă, nu știu, aș vrea acum, în ziua de astăzi, să mai fac modeling, n-aș mai putea, din ce punct de vedere, că toate prezentările astea sau toate repetițiile se desfășoară fie sâmbăta majoritatea, pentru că atunci toată lumea e liberă și eu acum în momentul ăsta clar n-aș fi de acord să mai fac asta sâmbăta. În rest, alte uh, chestii de, legate de principii Probabil pentru și mine nu au fost. Da, acum, care se clar. promovează în momentul uh, ăsta. Uh, acum depinde de tine ceea ce îți dorești foarte mult. Are Sau un mod ce de... uh, Prezentări dorești să faci și așa mai departe. Modelele a, pot să aibă și um, puterea de a spune un, uite, un nu, să zicem? Da, mai, cum uite, să asta nu? eu nu prezint, asta... Cum să nu? Da, de tine ține dacă vrei să faci asta sau nu. Și cont Doar că probabil nu, odată ce refuzi, nu știu apoi dacă te mai cheamă cineva. Contractele astea erau cu o agenție și ei mm -hmm. îți propuneau ce da, să prezinți. Da. Nu? Înainte ca să semnăm contractul, spuneam, ne spunea ce anume în ce constă prezentarea respectivă și așa mai departe. Este lumea asta, atât cât ai reușit tu să o cunoști, câți ani ai colaborația pe mânturi la întrebare? Uh, trei ani, cam așa trei ani. În perioada asta ai sesizat, nu știu, sau ai văzut în jurul tău, sau poate că ai fost chiar tu supus unor presiuni de genul ăsta, nu știu, spre zone, zone din astea mai mai delicate, cum ar fi nu știu, expunere a intimității extraordinar de agresivă sau dependențe de anumite substanțe, cum ar fi drogurile. Așa se spune, cum că cei din showbiz sunt mai predispuși la chestiuni de genul ăsta. Probabil dacă pentru cei din showbiz, na, riscul este mult mai mare pentru lucrurile de genul ăsta, dar în cazul meu nu, n-a fost. Adică eu, de exemplu, făceam prezentări de modă pentru păr. Ah, interesant. Uh, da, interesant. Adică și... Diferite coafuri. exact, exact, da. Uh, a fost o perioadă, de exemplu, uh, în care am vrut să fac prezentări și pentru haine dar, na, aici depinde că, cum ziceai și tu mai devreme, vin tot felul de propuneri, nu știu, lenjerie intimă sau... și atunci, na, depinde de tine dacă accepti asta sau nu. Colegele, colegii de acolo, de la, din zona asta de modeling, există și relații între ei sau când vorbesc despre relații, adică oamenii sunt deschiși, comunicați, nu știu, au diferi, loc diferite întâlniri, din asta extra uh, prezentare sau pur și simplu nu au venit, mi a făcut treaba și am plecat acasă? Uh, nu, existau și câteva întâlniri înainte în care asta practic o uh, făceam, discutam uh, despre prezentarea în sine, în ce, în ce constă. Și uh, despre partea asta financiară, na, iar tot așa în ce constă, cât timp durează, ce va trebui să faci, uh, unde se vor ține repetițiile, unde se va ține prezentarea, adică chestii mai mult administrative, legate de contract. Hmm. Uh, și de fiecare dată când aveai o prezentare, semnai un alt contract? Da, pentru fiecare prezentare, cât un contract. Ți se părea că banii veneau ușor? Nu, nu, pentru că ăsta a fost și motivul pentru care n-am continuat să zic pe partea asta și m-am îndreptat către contabilitate, tocmai pentru că nu ajuns să sunt eu la un nivel atât de înalt încât să câștig atât cât aveam nevoie să zic ca să mă întrețin singură sau și să nu fiu nevoită să mai apelez la mama pentru bani. Cu toate astea cel puțin din ce se vede din exterior, lucrurile par mai simple. Și de cumva de dorit pentru o adolescentă, pentru o tânără. voi mm -hmm. uite, zona asta, lumea asta e cumva acolo și mi-ar plăcea să ajung într-un astfel de într astfel de context. Ce le sfătuit tu pe fetele astea adolescente, tinere care poate se gândesc la o, o carieră în domeniul asta? Pe partea asta de modeling. Uh. Păi, să fie foarte, foarte atente, să se gândească foarte bine la principiile pe care le-au învățat, sau dacă nu au foarte multe principiile, îndemn să citească Biblia, încât să uh, analizeze uh, principiile care sunt acolo, să caute uh, despre Dumnezeu, să vadă dacă lucrurile sunt adevărate, da sau nu, și apoi, na, în funcție de fiecare, poate lua o decizie. Corectă, zic eu. Mi-ai vorbit puțin despre Dumnezeu, ai amintit despre el acum, uh -huh. da, în perioada asta. Ai pus punct modelingului și ai zis, băi, nu mă regăsesc aici, ar trebui să merg spre o altă zonă. Ai ales să mergi la facultate de contabilitate, contabil zic bine? Facultatea am făcut-o pe finanțe, bănci, masterul am făcut în contabilitate, contabilitate. audit și expertiză. Făceai modeling și în timpul facultății? De păi, fapt, în timpul sau... facultății, atunci am făcut modeling, da, și în timpul facultății, apoi prin anul uh, 2, la mijlocul anului 2, am decis să mă angajez pe partea asta de contabilitate. Când uh, ai renunțat, uh, ți-a părut rău că renunțat la zona asta? Uh, nu neapărat, îmi părea rău. Erau na, perioade de frumoase, care mă făceau să mă simt bine, dar nu, n-am stat prea mult pe gânduri, adică eu știam că vreau să mă întrețin singur și atunci, na, clar îmi căutam un job și să-mi formez cât mai repede cariera. Asta mă interesa. Din câte ai înțeles tu, ca să închem capitolul ăsta al showbizului, ca să reușești în zona asta, ești nevoit să faci anumite compromisuri? Depinde de persoană. Da, unii pot să facă multe compromisuri. La mine a fost mai mult legată de partea asta financiară. De exemplu, când eram mică, tot așa mama m-a înscris la o agenție de modeling și ni se cerau foarte mulți bani ca să mergem mai departe. Și atunci aici cumva se... S-a întrerupt. Da. L-ai cunoscut pe Adelin? Da. În timpul facultății? Da. Tu mai aveai și alt job? Că el, nu știu, de a lucrat și el în domeniul în modelingul? Nu, nu, nu. <laughs> okay. Nu, ne-am cunoscut acolo la agenția aceasta imobiliară, doar că atunci eu lucram parte. Și atunci, da, făceam un paralel și facultate și modeling și... Și aveai timp să da. le faci pe toate? Da. Păi, na, un contract, de exemplu, de modeling ținea undeva la, nu știu, 5 zile. Și da, cum am înțeleg. spus, nu aveam foarte multe, înțeleg. deci îmi permiteam să și lucrez, să-mi iau liber când fac modeling și să merg și la facultate. Um, L-ai cunoscut pe Adelina ați început relația voastră de prietenie, o mm -hmm. uh, relație frumoasă, și la un moment dat uh, era ceva, un, un gol acolo în relația voastră și la golul ăsta mă gândesc în mod special la uh, relația cu Dumnezeu. Mm -hmm. Cum l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu? Păi, Așa, într-un uh... mod mai profund, mm -hmm. uh, dincolo de momentul pe care l-ai povestit atunci când a decedat tatăl tău. Uh, totul a pornit de la curățenie. <laughs> Așa. Eu făceam curățenie sâmbătă. Okay. Uh, și Adelin, odată stăteam noi într-o seară la un pahar de vin, îmi spune, auzi, da, să știi că sabatul este ziua de odihnă, sâmbăta este ziua de odihnă, nu duminica. Și eu m-am uitat așa, el zic, ce ai mai? <laughs> Nici nu l-am crezut prima dată, nu i-am acordat atenție, după care la ceva timp tot așa mi-a spus faci tu curățenie sâmbătă, dar să știi că nu asta e ziua de odihnă și eu îl vedeam că el este foarte sigur pe el de ceea ce spune uh, apoi ne-am întâlnit tot așa și cu un verișor de al lui din uh, Constanța am avut o mică discuție pe tema asta cu sabatul care eu ziceam nu, n-are cum că duminica e a șaptea zi adică <laughs> și pentru că l-am văzut așa pe Adelin foarte sigur de ceea ce spunea, am zis ok, hai să fac curat duminica și m-am apucat să fac curat fără duminica. fără să cercetez Biblia. Fără, fără să citesc, fără să analizez lucrurile, după care vorbesc cu mama. Și mama spune, o, cum să faci curat duminica? Mare păcat, cum? Tu nu te gândești ce faci? <laughs> și atunci am zis, zic, ei, da, atunci nu mai fac nici sâmbăta, nici duminica, fac vinerea. <laughs> Și apoi m-am apucat să fac curat vineri seara când veneam de la muncă. Și apoi îmi spune delin, auzi, dar tu știi că sabatul începe de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la apus. Deci <laughs> de faci... vineria nu o să faci De curăține. fapt, mesajul era, mă, gata cu curățenia, <laughs> nu știu ce să găsești. <laughs> da. Și apoi atunci a zis, ea gata, hai, lăsați-mă voi că eu vreau să văd care-i treaba. Și așa m-am apucat de citit uh, Biblia. De la o chestiune din asta, exact. asta Te-a da. stimulat cumva să vezi Măi, hai să văd adevărul da, așa exact. cum e el. Pentru că unul spune așa, unul așa Și eu nu știam ce să mai fac Cum e mai bine, de fapt Aveai și Biblia de la bunica <laughs> Exact, da Și atunci am luat Biblia de la bunica Și am citit-o Și am citit-o cap-coadă Am zis că vreau să o citesc cap-coadă Să văd exact despre ce este vorba să văd dacă îmi place, dacă nu îmi place, nu, dacă sunt de acord cu ce scrie acolo, dacă nu sunt de acord. Și așa, ușor, ușor, am început să descoper multe lucruri. Și te-a convins scriptura că una dintre cele două zile este ziua lui Dumnezeu? Uh -huh. Și da. Care este? Clar, sâmbătă, acum știu, am căutat o felul de informații și pe internet și tot căutam să văd de la ce vine cuvântul sabat și am găsit și și partea asta, cum s-a schimbat sâmbătă în duminică, am căutat doar că la un moment dat nu pot să zic că aveam așa foarte mult timp să stau să analizez foarte mult informația sau să caut foarte multe pe internet, apoi v-am cunoscut pe voi și de te, te tot întrebam pe tine că ai fost un, unul dintre oamenii care mi-au oferit cea mai multă informație și uh, uh, m-am rugat într-o zi, m-am rugat uh, și asta, să zic, a fost una din primele experiențe după ce am citit Biblia cu Dumnezeu și am spus uh, Doamne, dacă asta este ziua pe care eu ar trebui să o țin, nu știu, fost să se întâmple ceva diferit în uh, sabatul ăsta. Și um, chiar mi-aduc aminte că atunci am spus și lui Adelin că vreau să merg la o biserică de genul ăsta, să văd și eu cum este și el m-a dus tot în Crângaș, deci tot în a fost prima biserică. Parcă mi amintesc că pe aceea stradă ai copilărie tu sau mă rog, aproape? În spatele, în sp Pate. Bisericii, da, era strada pe care am copilărit eu. E, și tot acolo l-am cunoscut și pe Adelin. Acolo era sediul de agenției Agenție imobiliare uh -huh, pe care Exact. Da. la care a lucrat amândoi da, pentru o perioadă. Da. Așa legat deci lucrurile <laughs> importante s-au întâmplat în clângaș. <laughs> foarte, foarte tare. Uh, și decizia asta a fost simplă? Ai tăi mama ta cum a reacționat? Știu că tu ai o relație foarte apropiate și cu o, unchi, unchiul tău și mm -hmm. mătușa ta. Cum au reacționat când au aflat, Mai uite, eu încerc să fac o schimbare în privința asta spirituală? Mama la început, clar, n-a fost de acord, adică nu înțelegea de ce trebuie să-mi schimb religia, de ce trebuie să fac asta, dar mi-a spus că schimbările pe care le vede la mine, într-adevăr, sunt bune Uh, unchiul meu, da, a fost de acord pentru că el a crescut într-o familie de adventiști și uh, asta îmi spunea, deși el acum uh, să zic că nu nu e practicant exact uh, ei n-au avut, uh, să zic așa o reticiență legată de schimbarea asta și uh, la un moment dat, după cât timp uh, mergând lucrurile așa, întrebând cumva în stânga și în dreapta despre uh, căutând, cercetând, citind scriptura, vorbind cu unul sau cu altul, ai zis măi, este timpul să iau și o decizie concretă și fermă față de, de Dumnezeu și să-l urmez pe Dumnezeu să mă botez. Uh. Cam după patru ani. După patru da. ani uh -huh. de căutări, Exact. de da. schimbări în viața ta și de, nu știu, luat de la capăt și de arătat că, măi, uite, uh -huh. direcția este asta, ai fost gata să spui cu mâna ridicată, vreau să merg pe urma asta, pe, exact. pe urmele lui Isus. Am avut o discuție cu Adelin și am zis eu vreau să mă botez <laughs> ca el să înțeleagă ce are de făcut pe mai departe. <laughs> Foarte interesant. Da. Uh, trebuie să spunem cumva, eu așa un, un mic uh, detaliu. Uh, Adelina a avut cumva legătură cu Biserica Adventistă, dar poate o să povestim la un moment dat cu Adelina aici la masa autentic, ce -a însemnat povestea lui. Nu spune mai mult de atât. <laughs> da. <laughs> adevărat. Uh, pentru că și la el viața a fost așa o de. Doar că de, nu așa tortokin. o mare legătură, să zic. Da, e adevărat. Uh, nu dăm prea multe din casă, uh -huh. rămâne așa între da. noi. Uh, Bianca, dacă ar fi să te uiți la viața ta de dinainte să-l cunoști pe Dumnezeu mm -hmm. și viața ta de după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum o evaluezi? Cum le evaluezi pe cele două? Clar, acum mă simt mult mai bine. Mă simt mult mai fericită și, să zic așa, mai principială, da? Și îmi place mai mult acum. Pentru că acum, sincer, nu știu, mi se pare că viața are un sens. Dacă stăm să ne gândim la cum gândeam eu lucrurile înainte, nu avea un sens anume. Concret, concret clar, da. bine ancorat. Exact. Erau așa, da. cumva, căutări după mm -hmm. lucrurile vremelnice. Oarecum? Exact, da. Și acum s-au așezat, mm -hmm. privești în perspectivă, te gândești bine la Relații la oamenii din jurul tău, mm -hmm. la Dumnezeu, da. în fond la ce vrea El de la tine. Cum vezi tu viața de biserică? Ah, Poate fi. <laughs> da, e grea întrebare, <laughs> dar e realistă cumva, pentru că na, noi toți formăm biserica. Da, clar, sunt foarte multe lucruri na, care m-au ajutat, dar și lucruri care m-au dezamăgit, să zic așa. Uh, venite buni, astea care te-au ajutat au venit din partea oamenilor alea da, care da, te-au da. dezamăgit au venit tot cu din parte lumea tot din partea oamenilor, oamenilor exact, nu? da eu zic că na, e bună viața asta de biserică în sensul că te ține acolo ancorat cu Dumnezeu mai ales că asta știu că asta își dorește Dumnezeu de la mine să facem parte totuși dintr-o biserică. Dintr-o comunitate exact. de oameni da, care da. să aibă aceleași principii. Mm -hmm. Unde crezi tu că este problema? Păi na, că tot se vorbește în ultimul timp peste tot despre compasiune. Mm -hmm. Aici cred că este problema. Mi se pare că oarecum ne axăm mai mult pe noi și nu ne gândim la cel de lângă noi. Asta cred eu că e problema. Ar trebui cumva la fiecare acțiune pe care o facem în relație cu altul să ne gândim dacă și celuilalt îi este bine sau nu. Știi că există o regulă de aur în Biblie care zice ce voi să vă facă voi oamenii. Exact, faceți da. le și voi la fel. Mm -hmm. în Matei 7 cu 12. Foarte interesant de sunt cuvintele astea ale Mântuitorului Iisus Hristos care ne ajută cumva să înțelegem cât de importantă este relaționarea mm -hmm. asta, empatia asta, apropierea asta de, de celălalt. Că mm -hmm. dacă ea nu există, degeaba avem patru pereți, degeaba avem clădirea cea mai frumoasă și avem tot ceea ce ne dorim din punct de vedere al amenajărilor și așa dacă nu există inima, mm -hmm. nu? Pe no, <laughs> care să o oferim celuilalt. Uh, Crezi? Hai să te întreb altfel. Ce i face tu ca viața asta de biserică să se îmbunătățească? Păi ce pot să fac eu? E ca, na, eu să fac lucrurile așa cum îmi doresc, cum ziceai și tu, cum îmi doresc să le văd la alții. Și atunci să fac eu tot ce ține de mine, ca să se vadă lucrul ăsta nu? și poate în felul ăsta și alții să adapteze principiul ăsta. Corect, să-l adopte în viața lor uh -huh. și să-l aplice cumva, nu? Uh -huh. adică să spui bun venit, să ai zâmbetul pe buze, uh -huh. să te oferi, să ajuți, să poți să fii acolo unde oamenii chiar au nevoie de tine. Bianca, ce înseamnă pentru tine a fi fericit? Păi uite, de exemplu, acum pot să spun că sunt fericită uh, și nu neapărat uh, doar pentru că am, nu știu... Da, într-adevăr, am tot ce... În momentul ăsta, asta vorbeam și cu Adelin, am observat că Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte, foarte mult și nu pot să zic că îmi lipsește ceva. Chiar nu pot să zic asta. Și da, mă simt împlinită, mă simt fericită. Atât din punct de vedere... Nu știu, material, cât și din punct de vedere al familiei. Când lucrurile merg bine, apare și fericirea, nu? Dacă, exact. dacă unul dintre cele două ar lipsi, ai mai fi fericită. Nu, clar. Dar ce-i pune pe primul plan pentru fericirea ta? Dumnezeu și familia, nu? Dumnezeu și familia. Asta. Și abia apoi celelalte exact, da. lucruri care vin inevitabil că mm -hmm. Dumnezeu așa promite, că El dă tuturor mm -hmm. din belșugare pentru toată lumea. Dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta, exercițiu de imaginație, ce întrebare i-ai adresat lui Dumnezeu? Mm, ce întrebare? Oh, Nu m-am gândit deloc la asta. Nu știu cum mă vede el pe mine. Mm -hmm. Să-ți fac o caracterizare. Mm -hmm. Ar fi interesant de aflat, nu? Da. <laughs> Bianca, ce înseamnă pentru tine familia, conceptul ăsta de familie? Cum arată o familie sănătoasă pentru tine, din punctul tău de vedere? Păi, o familie sănătoasă este acea familie care știe să comunice. Și care știe să-și să, să recunoască greșelile atunci când ele există. E, da, pentru că e absolut normal și să-și ceară iertare și să știe cum să treacă mai departe împreună pentru peste orice obstacol. Deci nu câți bani aduce acasă soțul, nu. nu ce loc de muncă bine plătit are, nu ce recunoaștere profesională găsește într-un loc sau altul, ci... Nu, astea sunt lucrurile astea cele mai importante pentru mine. Bineînțeles că și astea sunt importante, dar atâta timp cât suntem sănătoși și putem să muncim, astea... Na nu sunt așa o nu ai spus problemă. nimic despre fidelitate. Contează mm, în relația de familie? Înțeles, da. Încredere? Da. Adică... Gelozie cu pentru măsură? Pentru mine eu, fidelitatea e... Punct. Da. Nu numai pentru tine și Biblia spune același da, lucru, Da, clar. Adelin știe? Da, cum să nu. Dacă nu o să aibă în momentul știe, ăsta. Știe. <laughs> Ok. Ce crezi că ți-a dat ție Dumnezeu în comparație cu alții din jurul tău. Ce ai tu în plus? Ce ți-a dat Dumnezeu ție așa, în mod special? Nu cred că mi-a dat uh, nimic în plus. Ceea ce îmi place mie foarte mult este că îmi răspunde foarte repede la rugăciuni. Și asta mă bucură foarte mult că am, uh, nu știu, mereu am tot felul de experiențe. Poți să ne relatezi una cu ultima, de exemplu, ultima rugăciune la care ți-a răspuns Dumnezeu? Da, chiar săptămâna trecută eram foarte aglomerată la birou, nu am reușit să mă pregătesc pentru un col pe care îl aveam cu uh, o companie și așa, pe ultima sută de metri, l-am rugat pe Dumnezeu să facă cumva să mă ajute să reușesc să citesc puțin, să văd despre ce este vorba acolo și culmea s-a anulat un alt col din senin <laughs> și am reușit să mă pregătesc A, pentru... Și ai avut timp pentru exact, lucrul da. ăsta. Dumnezeu răspunzându-ți cererii tale. Da. Dar care e secretul de să răspunde Dumnezeu rugăciunilor și ăsta simple? Mă rog, care nu necesită nu știu ce mare minune mm -hmm. în viața ta, dar tu le iei ca pe niște răspunsuri venite din partea lui Dumnezeu. Care e secretul pentru rugăciunile astea ascultate? Nu știu. Cred că da, e important să, cum spuneam și mai devreme, e importantă comunicarea atât în familie cât și cu Dumnezeu și să-i spui ceea ce simți și să fii sincer. Mm -hmm, adică să-ți deschizi sufletul înaintea da. lui, fără să faci, nu știu ce, exact. mari protocoluri mm -hmm. în privința asta, ci să mm -hmm. ai așa o relație deschisă să-L implici pe Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă activitatea ta. Da, și să-I povestești, ca și cum ai vorbi cu, nu știu, ca și cum aș vorbi eu cu Adelin, de exemplu. Și faci asta? Da. Da? Mm -hmm. O faci așa oricând, în orice context sau nu da, mai? Da, da, păi de fiecare dată, na, Dacă lucrez, să zic, de acasă sau când sunt la birou, un gând, adică, a, uite, doamne, ce trebuie să fac asta, 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 ajută-mă. Foarte interesantă relația asta da. pe care o ai tu cu Dumnezeu și pe care o dezvolți cu el. Ce înseamnă pentru tine banii? Lucrezi în domeniul asta, mm -hmm. cu cifrele, mm -hmm. dar nu cu banii efectiv, dar cu cifrele lucrezi. Ce înseamnă pentru tine banii? niște materiale, să zic așa, care să mă ajute să mă întrețin. Dacă n-ar exista? Dacă n-ar exista banii? Dacă n-ar exista banii pentru, pentru, tine, crezi că... sau dacă ar fi într-un într număr limitat, crezi că ai fi privit, ai privit la fel de detașată ideea asta despre bani? Nu, depinde. Noi în familie am avut, să zic așa, și perioade mai grele din punctul ăsta de vedere, dar nu, eu zic că, asta zic, să pui osul la treaba, atât timp cât suntem sănătoși, putem să Ajungem, să zic așa, cât mai sus în carieră, dacă-ți dorești, și să fii cât mai bine, nu? Mm -hmm. Adică, noi îi facem pe bani, nu banii ne fac pe exact. noi, vrei tu da. să spui. Da. Să avem de la Dumnezeu înțelepciune și putere de muncă și să fim principiali, să-l mm -hmm. lăudăm pe Dumnezeu în același timp, să acționăm și ca atare în relația cu Dumnezeu. Uite, apropo de chestiunea asta, și noi avem aici o rubrică profit cumva de specialistul din fața mea, se numește da sau nu. Și uh, prima întrebare din rubrica asta pentru tine ar fi următoarea. Care este primul gest pe care îl faci tu atunci când uh, vine vorba de uh, primirea salariului? Și ca să fie în contextul ăsta, da sau nu, am să te întreb, tu îi oferi o parte din bani lui Dumnezeu? Da. Ce înseamnă asta mai concret? Zecimea, mea, Uh, mereu când uh, noi uh, primim salariul, eu chiar am o listă așa, în care scriu toate datoriile pe care le avem. Uh, prima este zecimea, dăm la o parte 10% din salariul meu, din salariul lui Adelin, după care sunt toate datoriile astea, Enel, gaze și așa mai departe, tot ce avem noi de plătit. Rata la bancă, probabil? Dacă mai există? Nu știu dacă mai există. Așa și apoi vedem cu ce rămânem și cum putem să îi împărțim pe ceilalți. Te completez cumva întrebarea asta și te întreb. Mi-ai spus despre faptul că uh, voi ați avut o carieră ascendentă și inevitabil și salariul vostru a crescut și al tău și al lui Adelin. Nu v-a fost greu? Adică, nu știu, mă gândesc că dacă vorbim de acum 5 ani, felul în care arătau cei 10%, 10 pe care îi dăteai era o anumită sumă, mm -hmm. acum suma este diferită. Nu ți este greu să oferi cei 10%? Nu, nu. Chiar dacă o sumă, acum probabil că e o sumă mai Da, eu o mare, dar nu. Atâta timp cât tu o faci din tot sufletul... Și știi că banii ăia se duc într-o direcție bună, că de fapt despre asta e vorba, și că nu îi arunci și nu se întâmplă nimic cu ei, n-am uh, nimic împotrivă. Și acești, acest procent de 10%, uh, voi, tu, îl, voi ca familie, îl oferiți către biserică, să înțeleg? Da, da. Tocmai pentru a se face misiune pentru Hristos. Mm -hmm, da. De a doua întrebare pe care ți-o uh, adresez din rubrica asta, <coughs> da sau nu, uh, tu cât. Uh, nu, hai să o formulez așa. Faci economii? Mai uh, încercăm să facem. Acum ne este un pic mai greu pentru că ne-am mutat la casă de curând și avem foarte multe lucruri de făcut. Și atunci se cam duc așa economiile noastre, dar, na, de fiecare dată când putem, da, de ce nu? Um, contează, din, te întreb din perspectiva specialistului, contează un anumit procent pentru um, economii sau contează să fii consecvent în ceea ce privește punerea banilor deoparte? Păi, noi ne gândeam tot așa că la final, după ce scădem toate cheltuielile, să vedem cât rămânem și tot așa, 10% să fie pentru partea asta de economii. Adică consecvența, regularitatea, uh -huh. nu neapărat suma mare da. pusă deoparte, uh -huh. ci să fie consecvent da, pus deoparte. Da, să de -o fie parte. ceva lunar pus acolo deoparte, da. Bun, cea treia întrebare pe care ți-o adresez din rubrica asta Da sau Nu, voi aveți rate la bancă? Da. Cum reușiți voi să gestionați în momentul ăsta ratele de la banca atât timp cât ele trec așa prin fluctuații de extrem de mari și cresc dobânzile foarte mult? Cum poți să faci astfel încât să ții totul sub control uh, chestiunea asta? Sau cum faceți voi? Păi tot așa, fiind foarte organizați, adică ceea ce spuneam și mai devreme. Nouă, în momentul în care ne intră salariul, știm clar în ce direcție trebuie să dăm banii și apoi ne rămân uh, ne rămâne, să zic așa, o anumită sumă de bani cu care știm că putem să facem ce vrem noi. Este cumva și principiul ăsta al uh, uh, achitării creditului compensatoriu sau cum se numește, să dai. din să plătești ratele anticipate, anticipate uh -huh. exact, asta este cuvântul. Adică dacă se poate face lucrul ăsta, este benefic în perioada asta să fie aplicat de cât mai mulți dintre cei care au credite? da, cum să nu, tot timpul este bine să faci plăți anticipate acum depinde că există partea asta să scazi din perioadă sau să scazi din rată, din rata. să faci rata mai mică pentru că de exemplu am, chiar vorbeam cu niște prieteni la un moment dat și am observat că ne avantajează pe partea asta de dobândă să facem plăți anticipate, dar să scădem din perioadă ci nu să facem rata mai mică. Și atunci, atunci scade și dobânda. Ceea ce este, ar fi foarte bine și este un sfat de uh -huh. aplicat de către noi toți cei uh -huh. care avem credite cumva, să încercăm să aplicăm plata anticipată scăzând perioada uh -huh. și nu scăzând rata pe care. Exact, o da. Ok foarte bun uh, sfatul ăsta, mulțumim frumos uh, suntem cumva pe final de podcast, am să te mai întreb uh, câteva chestiuni uh, cumva, nu știu așa, din viața ta e ceva ce regreți? Mm, nu, nu, pot să zic că sunt lucruri pe care le regret Totul ți s-a părut ca a decurs așa cum ar fi trebuit să să decurgă? Clar nu, doar că sunt împăcată cu gândul ăsta că nu mai ai cum să schimbi uh, ceea ce deja s-a întâmplat, ci de acum încolo să vezi ce poți să faci astfel încât să nu mai repeți aceleași greșeli la nesfârșit. Foarte faină asta, adică mm -hmm. cumva să te împaci cu ceea, cu trecutul tău pentru a mm -hmm. reuși să schimbi viitorul. Adică, într-un fel, până la urmă, Uh, nu că le văd neapărat benefice, dar uh, sunt uh, bune și greșelile astea <laughs> să-ți dai seama de Atat timp cât învățăm ce din să ele, faci da, pe mai ce de să parte. faci diferit uh -huh. uh, ce detest tu cel, ce detești tu cel mai mult la o persoană, uite că atunci când vine vorba de întrebarea asta uneori mai bâl, nu e prima dată uh, nu-mi place lucrul ăsta să-mi spui ceva în față sau să promisi ceva și să nu te ții de promisiune? Sau să-mi spui mie ceva și apoi să te aud vorbind cu altcineva Pă, același lucru, dar total diferit. Mm -hmm. Foarte interesant asta. De? E o, un lanț așa și mm -hmm. o, foarte palambicat, pâncârlegat, nu <laughs> știu cum să zic. <laughs> ok Care este uh, versetul pe care îl ai tu, uh, Suflet? Care pentru tine înseamnă foarte mult Noi avem aici o Biblie la Autentic Pe care am să-ți o pun în față Op. Sper să nu trântesc astea pe aici Asta e Biblia noastră Citește-ne și nouă versetul care ți este apropiat de inima ta Asta îmi place foarte mult Isaia 4 de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Foarte Este frumos. făgăduința mea de anul trecut și chiar eu am făcut uh, anul trecut făgăduințele pentru biserică și când scrieam uh, făgăduința asta zic, oh, cu eu versetul ăsta <laughs> mare, mare verset. E adevărat, de o binecuvântare da, mare. Și mi-a picat mie. Foarte frumos. Bianca, mai am câteva întrebări pentru tine. Am pus așa niște mici rubrici. Prima rubrică se numește testul de autenticitate. Întrebarea spune așa, care este practica zilnică ce te ajute să rămâi autentică? Mm, rugăciunea. Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentică? Uh, analiza asta știu să zic, critică, așa. <laughs> care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? În rugăciune. Care este cartea, cu excepția Bibliei, din care ai învățat să fie autentică? Mm. Uh, feminitatea pusă deoparte. Și ultima întrebare din rubrica aceasta, care este cel mai autentic om pe care tu l-ai întâlnit vreodată? Din familie sau? De oriunde. Păi, îmi place foarte mult Pavel Goia. Și mie mi se pare un om autentic. Iar așa, ca să zic, din familie, da, soțul meu, uh -huh. tatăl meu, unchiul, Frumos. da, mi se pare unora, autentic. unul dintre Unora dintre invitații mei, a fost foarte greu să găsească un om autentic și uite că uh -huh. ție nu ți-a fost deloc E o paletă largă de oameni din viața ta care cu adevărat au da. dat pe fața autenticitate. Ești binecuvântată? Da. Am să te rog să completezi fraza. Uh, prima dintre ele începe așa. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce m-am învățat până acum. Iubesc cel mai mult. cel mai mult se referă la un lucru anume, orice. Ce vrei tu? Iubesc cel mai mult? Să călătoresc. Biserica Adventistă m-a învățat să? Cum să mă a... raportez la oameni. Rugăciunea mea conține întotdeauna fraza? Doamne, îți mulțumesc, Doamne, te rog. <laughs> Primul gest pe care îl fac dimineața este. Să, să spun bună dimineața, Doamne. <laughs> Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, sărat sau dulce. Dulce. Rețele sociale sau cărți? Cărți. Biblia în format tipărit sau digital? Tipărit. Fructe sau prăjituri? Prăjituri. <laughs> Rugăciune pe genunchi sau în picioare. Și și. Îi spui soțului mai des te iubesc sau iartă-mă? Cred că iartă-mă. <laughs> Insistentă sau discretă? Discretă. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Depinde de situație. Imediat sau mai târziu? Depinde de situație. <laughs> Pâine albă sau neagră? Neagră. Și ultima întrebare. Citești mai des din Biblie Evangheliile sau epistolele? Evanghelile. Mulțumesc frumos, Bianca. Eu mi-am terminat întrebările, dar podcastul nu se termină aici pentru că am o întrebare surpriză. Acea întrebare se găsește în acest bol. Eu le amestec bine. Sunt întrebări scrise de cei care au stat înaintea ta pe scaunul autentic. Am să te rog să extragi unul dintre bilețele și să răspunzi la întrebarea pe care o găsești acolo și să-mi spui dacă există, există și o semnătură pe bilețele. Este semnat bilețelul? Nu. Nu este. Te rog. Dacă mâine ar veni Hristos, ce ai face? La asta m-am gândit mereu ce aș face dacă ar veni mâine Isus, Cred că aș vorbi cu persoanele apropiate mie să se gândească foarte bine la ce alegere urmează să fac. Mulțumesc mult! Nu terminăm podcastul până nu scrii și tu o întrebare. Uh -huh. Uite, aici este foaia, aici este pixul autentic. Acest pix va rămâne al tău, este un prim cadou pe care ți-l oferim, îl arăt și nice. prietenilor noștri, așa arată pixul ăsta, putem să-l și-l folosim pe device, na? deja am trecut la un alt nivel, știți că vă spuneam din episodul trecut, este al tău, dacă vreți și voi un astfel de, de pix, rămâneți în contact cu comenturile de la podcast, de la acest video și acolo e foarte posibil să primiți o provocare, astfel încât să meritați cumva pixul ăsta. Așa că, Bianca, te rog să scrii și tu o întrebare pentru cei care vor sta în viitor pe scaunul autentic și la final să te și semnezi. Da. Te rog! Mulțumesc. Până atunci, atât cât scrie Bianca biletul acesta, am să vă amintesc faptul că la sfârșitul lunii februarie avem cea de-a doua conferință autentic ce va avea loc la uh, sala Dales, în București, de la ora 19. Am să mă uit în calendar să vă spun concret care este data vorbim despre 28 februarie la ora 19, ne vedem la Dales într-o nouă conferință alături de uh, cel mai iubit dascăl, îmi permit să spun asta, din România poate că pentru unii dintre dumneavoastră sună așa pompos, dar eu crea, chiar cred lucrul acesta, este vorba despre profesorul universitar dr. Dumitru Borțun. Sper să fiți aproape la conferința respectivă țineți în contactul ceea ce înseamnă comunitatea autentic pentru că așa veți reuși și să aflați mai multe detalii despre ce vom face noi acolo. Bianca a terminat între timp descris întrebarea, a pus-o și în bol, uh, ai și semnat pe bilețele da. da? Perfect, super. Uh, Punem și pe acela întrebare la care a da. Ai da? Aici noi facem un bol mare mare cu toate întrebările de la cei care au venit la noi la podcast. Bianca. Nu pleci de la noi necadorisită așa cum trebuie. ai primit un pix, da, ori pe actele alea importante pe care le semnezi tu să folosești pixul nostru. Uh, mai, am... mai avem un cadou de la editura Viață și Sănătate. Am două cărți pe care le arăt și prietenilor noștri. Uh, aceste două cărți uh, poartă titlurile următoare, una dintre ele Întâlniri decisive. Și cea de-a doua, spuneți adevărul. Te rog uh -huh. să alegi tu pe una dintre aceste două, care să fie, acestea două care să fie calul, ca, cadoul nostru pentru tine. Spuneți adevărul. Spuneți adevărul, aceasta va mulțumesc. fi a ta. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, mulțumesc, familia ta în tot ceea ce faci. Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați spus, mi-a fost aproape și în ediția asta autentic. Sper ca Dumnezeu să o binecuvânteze și vă rog să nu uitați să faceți din comunitatea autentic un loc potrivit pentru fiecare, printr-un coment, printr-un like, printr-un share, distribuiți podcastul nostru prietenilor voștri pentru că cu siguranță le veți face un mare bine. Nu uitați până data viitoare să vă trăiți viața atât cât puteți voi de sincer într-o relație cu Dumnezeu care să denote inevitabil autenticitate.